Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod informativ de pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta câteva chestiuni interesante despre viața animalelor. Auzul lupilor este de 16 ori mai ascuțit decât al oamenilor, putând auzi de la aproape 10 km de Cel mai greu lup a cântărit 80 de kg. Un lup flămând poate mânca până la 15 kg de carne la o singură masă, echivalentul la 80 de hamburger pentru oameni. Lupii nu urlă la lună. Această acțiune a lupilor apare eronat în filmele de groază. Sunt animale monogame, deci se împerechează pe viață. Dacă un lup este rănit foarte tare sau prins într-o capcană, ceilalți lupi îl vor omorâ. Într-un stup sunt aproximativ 60.000 de albine. Într-o singură expediție, o albină vizitează până la 100 de flori. Băzâitul pe care îl auzim când o albină se apropie de noi este produs de cele patru aripi care se mișcă extrem de repede, peste 12.000 de bătăi din aripi pe minut. Un fagure conține circa 9.000 de celule, iar veninul acestora are o acțiune benefică asupra reumatismului. Pentru a obține un kilogram de miere, albinele trebuie să culeagă nectarul de pe 2 milioane de flori de salcâm. Expresia lună de miere provine dintr-o tradiție nordică, potrivit căreia tinerii căsătoriți consumau timp de o lună câte o ceașcă de băutură îndulcită cu miere. Creierul unui elefant cântărește 5 kg, cu mult mai mult decât creierul oricărui animal terestru. Elefanții sunt matriarhali, femelele conduc turmă. Se tem de albine. Cel mai mare elefant înregistrat până acum avea 11 tone și o înălțime de aproape 4 metri. Consumă aproximativ 300 de kg de mâncare și beau până la 160 de litri de apă în fiecare zi. Elefanții simt apa de la o distanță de 20 de km distanță. Broasca testoasă are o rezistență foarte mare la foame. Poate mânca o dată la 400 de zile. Testoasele se găsesc pe pământ de mai bine de 220 de milioane de ani, cu mult înaintea dinozaurilor primele țestoase aveau dinți și nu își puteau retrage capul unele broaște țestoase pot trăi până la 250 de ani unele specii putând ajunge până la 2,5 metri lungime și 700 de kilograme țestoasele se găsesc pe fiecare continent mai puțin Antarctica fiecare arici indiferent de dimensiune are pe corpul său până la 7000 de ace sunt interziși în state precum Arizona California Georgia sau New York în lume există 17 specii distincte, au vederea foarte slabă, iar când se deplasează, aceștia pot scoate sunete precum grohăitul porcelor. Furnicile sunt cele mai puternice creaturi de pe Terra, în sensul că pot căra de 50 de ori greutatea lor. Sunt cele mai inteligente insecte, cu cel mai dezvoltat creier, aproximativ 250.000 de celule nervoase. Trăiesc în medie între 1 an și 15 ani, iar regina poate trăi până la 35 de ani. Sunt omnivore, consumă atât insecte, larve, cât și material vegetal. Fluturii au nevoie de căldură emisă de soare pentru a putea zbura. Pot zbura cu o viteză de 50 de km pe oră. Nu pot auzi. Fluturii de sex feminin sunt mai mari, iar unele specii pot trăi până la 10 luni. Sunt atrași de sodiu, apelând la o sursă specială, și anume, la lacrimile testoaselor, deoarece aceste animale sunt foarte lente. Ursul polar este cel mai mare prădător terestru din lume. Poate trăi până la 45 de ani. Poate înnota sute de kilometri, iar la anot atinge viteza de 10 km pe oră. Are un miros foarte bine dezvoltat, putând simți prada, și la un metru sub gheață sau la 32 de km distanță la suprafață, deși nu doarme zile întregi, ursul polar nu hibernează, iar la naștere puiul de urs polar cântărește cât un părcușor de guinee.